Salvamontiștii au apelat la un elicopter, iar o altă echipă a plecat pe jos. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, elicopterul nu a putut ajunge, însă echipele de la Salvamont au ajuns după câteva ore la grupul de bătrâni. Acțiunea a durat toată noaptea, până la aproximativ ora 3 și jumătate. Incidentul s-a întâmplat pe fondul evaluării incorrecte a traseului și a capacității fizice a participanților. Au intervenit formația Câmpulung Muscel, din cadrul Salvamont Argeș. Din grupul de 11 pensionari care a solicitat ajutor salvamontiștilor, o femeie care se pierduse a fost găsită după câteva ore, iar o alta, epuizată, a fost dusă la baza muntelui cu targa.